făcut contact. Full contact, aproape. Controlăm brațul. Sunt două variante. Aici e bine să prindem deasupra cotului, să fixăm, să simțim adversarul. La două mână. Ori prindem cotul în sus, ori în el. Dar la liber e mai greu să... Mai puțin se întâmplă, pentru că majoritatea... Două brațe pe braț de aici convine. Da. Și atunci am tiza cu degetul în sus. Și de aici iar trebuie să lucrez. Umărul meu trebuie să-i preseze umărul adversarului. Aici. Și el când se îndreaptă. Eu deja știu ce vreau să fac. El nu știe ce vrea să facă. Eu îl presez ca el să se îndrepte. Da? L-am presat. S-a îndreptat. L-am îndreptat. Pot să-i fac procedeul doar cu un braț, fără să mai schimb prizele, sau, același lucru, intru doar, iau la morișcă. Alte variante, am luat, trag aici, apășit, piciorul meu lucrează, picioarele tot timpul trebuie, iar și aici o mică paranteză, la, în general, și la libere și la grec, picioarele tot timpul trebuie să se miște. Ele se mișcă, lucrează. Mâinile controlează, dezechilibrează. Controlează, dezechilibrează, prize. Capul are control asupra adversarului, controlează la fel și el și blochează la apărări. Fie cap în cap, fie cap în umăr, fie cap în ureche. Deci capul trebuie să stea de multe ori. Rare mișcări sau poziții când eu stau cu lateralul spre adversar. Acum, dacă nu am două brațe, pe braț s-ar putea să stau aici. O să o întorc, pot să stau aici, dar iarăși depinde de ce urmăresc. De-aia este bine să folosim și picioarele ca mișcare, pașii corect, poziția, capul să controlăm, corpul, tot timpul să avem o poziție de orice, în orice moment să putem să ne apărăm, nu știu, două picioare sau ce, sau să atacăm. Ori apărare, atac, contraatac. De-aia e bine să avem picioarele îndoite. Dacă stăm pe ele drepte, e mai greu să ne apărăm, e mai greu să atacăm. E mai greu să ne mișcăm. Da, am luat două brațe pe braț, contraatac. Depinde iarăși de brațul lui, de poziția lui, de reacția lui cum se apără. Mi-a dat brațul aici. Eu nu dorm, prin ideea. Am dus la un dur de cap. Aici nu mai trebuie maestre să fac 1, 2, ca să-mi bag fundul sub el, 1, 2, când târzi. Aici e situația când eu doar mă răsucesc și bag fundul sub el, presându-l pe el spre saltea, spre picior. Asta e una din variante. A pus mâna pe cap, deasupra. Unii așa se apă. Iarăși, mai multe variante de a continua. Una e să împing tot cu brațul lui, îi împing brațul, că deja l-am în mână. Am împins, mi-am eliberat culoarul. Și mă duc după adversar, încă o dată. Am luat, încă o mine, am împutat. Am poziția bună de atac. Iarăși, cum va arăta pe una e când stau drept, alta e în jos. Am forța asta, că am împinge, am... explozia. Și alta, aceeași priză, aceeași poziție, pune mâna. Dar lovesc cu mâna mea. Acum vine cu degetul spre interior ca să lovesc. Nu v-am dat, lovim. Și același atac. Încă o dată. Așa, se împinge, nu-mi convine. Au rămas 5 secunde. Am lovit, am atacat. Nu aștept să... Domnul președinte în birou federal, a, e fieri acolo, sunt două secunde cum s-a întâmplat la țip. Era la altă pasă, el e pasă. Nu vă așteptați că surprizele astea o să vină foarte des. Poate odată la 1000 de metri. Trebuie să acționăm. Mai ales dacă avem o priză bună, noi trebuie să acționăm. Profităm de... Poftim? La lupte, dar el nu bagă mâinile în ochi, el doar mă blochează. Un pic el poate să stea. Nu-i zice nimeni nimic.
Situația asta, dacă mâinile sunt blocate, eu am și picioare. Picioarele mele lucrează, nu am schimbat în exterior. Că am schimbat pandare cu amântare din interior. Că iarăși intervine dezechilibrarea respectivă și la piciorului. Sau cobor cu mâna și iau piciorul. Păi da, pentru o clipă nu e val, dacă doar stă așa e și fuge, normal. Depinde și de situație. E pasiv, nu? E pasiv, dar nu e pasiv. Dacă se împinge, nu e pasiv. Așa se spasiv, dar nu e pasiv. Așa se spasiv. S-a tot de bun. Din varianta de la două brațe pe braț, când se apără mâna în cap, da, dar stă jos, a plecat și are distanță. Bun. O variantă de... Aici, în situația asta, mai sunt două opinii care la legere nu am funcționat. Aici ar trebui să ne... Mai luăm și din alte sporturi, unele procedee, unele mișcări. Prindem, te rog, de gâtbechi. Nu. Așa. Apucă-l de cap. Aici sunt, da? Eu am priza, sunt mai multe variante. Pot să-i prind cu mâna mea, a doua mână, da? E acum, am luat, aici am luat, ori dacă e suport, mi-e greu să-l impediți. Pot să-l prind pe deasupra. Am băgat printre, am prins brațul și el e blocat. El nu mai are ce să fac. Eu aici lucrez. Încă o dată, din jos. Am prins, scoate brațul. Încă o dată. Bine, foc! Nu. Am prins, am închis, lucrez. Interior, exterior, aici. Deci am o posibilitate de a lucra. El și-o retrage, nu-i nimica, și-o retrage. Retrage-ți brațul. Eu sunt aici. Eu continui mișcarea. Sunt pregătit. Prin dedesubt, am prins pe dedesubt. Pe dedesubt am prins brațul, la fel lucrez. Trebuie să risc. Trebuie să dau o scăpare de... Un avantaj de aici, să iau puncte. Sunt variante în care putem să le... Asta și să inventăm. Să creăm ceva, încredere, că de multe ori în concurs sunt niște procedee sau mișcări care nu se lucrează la antrenament și nu știi de unde sunt, de unde s-au luat. Creativitate, trebuie să încercăm. Bun, trec la apărări. Una e cu mâna în palcă, alta e cu mâna de sub ceaf, dintr-un braț. Mi-a prins brațul, iar sunt variante o grămadă. Îl am prins, dar nu mă relaxez, că eu am cotul aici, în pieptul lui. Ia-mi piciorul de lateral. Ia-mi piciorul. Eu am cotul care îl blochează. Eu nu doar stau cu el acolo, eu îl simt. Intră la picior, acum am dormit, mi-a luat piciorul. Cotul meu a rămas în aceeași poziție, dar nu mi-a blocat adversarul. Apoi, încă o dată, aceeași mișcare, eu l-am blocat. Asta e una din mare. Asta mare, am prins, nu rup priza, ceea ce a fost și ieri. Rup priza, nu stau. Dacă el nu a prins, eu ce aștept să-mi fac? Rup priza, ești pe dedesubt. Aici, la fel, pot să atac, nu să risc din priza lui. Aici mai sunt variantele care le fac. Și unii copii chiar și la senior, răsucerea fie. Se poate risca într-un meci, dar aici trebuie să știm mișcarea. Nu mă răsucesc direct că s-ar putea să meargă, trebuie un pic să cobor. Am schimbat nivelul? Nu rămân. Da, să nu rămân unul. Am schimbat nivelul, m-am răsucut. Trebuie să aștezi momentul respectiv. Așa, altă variantă. El îmi ține brațul, nu nimic. Eu mă duc așa cum vreau să-l atac aici. Scot brațul. Sau moment, aici deja când mi-a luat brațul, când ține brațul, l-am blocat, l-am închis,
Nu e ce-i greu să facă. Dacă doar mă prinde cap, el are libertate de a lucra. Aici, dacă l-am închis, lucrează acum. Aici eu nu sunt pasiv. Eu lucrez. Nu știu, Doamne, dacă vrea. De. Pentru că l-am închis complet în situația asta. Ne prind odată. Am prins. Nu stau la distanță ce trebuie să mă lichez de adversar. Mi-am închis totul, el a deschis și coboră jos. Închid spațiul de intrare la picioare sau de dezechilibrare. Nu rămân drept. Cobor aici. Îl și trage în jos. Ia uitați. Asta deja când este priza prinsă. Dacă în momentul când prinde, deja trecem la contraatac. Eu continui mișcarea mea. Și iarăși poziția mea și pășirea pe picior. Hop! Și-am pășit. Se întâmplă că îmi rămâne brațul în interior, se întâmplă că eu ies cu brațul în exterior. Nu e greșit nici una, nici alta, doar în interior. Hop!